Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd puțin relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Hai să vedem ce trebuie să știi tu în această situație, ce gândește cealaltă persoană, ce simte și în ce situație se află în momentul de față. Ok. Bun, se pare că cealaltă persoană este foarte sigură pe ea, vrea un nou început, este dor de tine din ce văd aici și să vedem și în viitorul apropiat cum anume vor fi lucrurile, ce anume se poate întâmpla. Ok, la baza pachetului avem 7 de spade, 7 de spade, 2 de spade, cavalerul de cupe. Uite, după cum se poate observa, aici este o persoană care se simte dezamăgită în dragoste. Poate este vorba despre tine, poate ești o persoană singură sau poate chiar ai legătură cu cineva care are foarte multe probleme. Cineva nu îți spune cu adevărat ce simte, cineva se simte învinovățit pentru o așteptare. Cineva se simte învinovățit pentru o decizie pe care a evitat să o ia. Bun, hai să vedem în momentul de față. În momentul de față văd între voi o puternică legătură la nivel emoțional. Poate chiar discutăm despre o conexiune aici din trecut, o persoană pe care tu o știi de mult timp, dar văd și faptul că aici este vorba de o iubire matură. Văd o puternică legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești, pentru unii dintre voi. În momentul de față, cealaltă persoană este preocupată ori de un copil, ori este preocupată de niște mesaje frumoase pe care vrea să ți le transmită. Cealaltă persoană, să știi că se află într-o energie foarte, foarte bună. Văd aici, uite, o conexiune de suflete pereche. Chiar este o conexiune de suflete pereche pentru cei mai mulți dintre voi. Dacă ești o persoană singură, văd că a apărut cineva în viața ta, dar nu știu de ce nu vrei încă sau poate urmează să apară foarte, foarte curând. La baza manifestărilor tale, regina de monede, văd aici o puternică legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Poate să fie și un moment în care tu ești concentrat pe muncă sau ești concentrat pe starea ta de bine. Văd aici totuși că aștepți un cadou de la cineva sau aștepți niște bani. În plan personal, văd că încerci pe cât posibil să te împarți între două situații, două relații, două locuri de muncă. Este ca și cum aici nu te simți împlinit de ceea ce îți oferă acest om. Da? Uite, în inima sa, împărăteasa, văd aici o puternică legătură cu zodia Taur sau cu zodia Balanță. Dacă este vorba de un cadou, această persoană îți pregătește ceva foarte mare, foarte scump. Văd că în momentul de față, persoana la care tu te gândești este foarte preocupat cu o femeie sau este foarte preocupat de confortul său. Este foarte preocupat de casa sa, de lucrurile care contează cu adevărat. Și uite, în mintea sa, vezi, uite, acest as de cupe care vorbește despre o veste de pace, de liniște. Omul ăsta vrea ceva serios cu tine, vrea ceva stabil. E plin de iubire, e plin de speranță, dar uite, în mintea ta, regina de cupe, este clar aici că tu dai dovadă de o sensibilitate extraordinar de mare, ori într-o situație anume, ori în această relație, ai nevoie de mai mult de atât. Nu ești mulțumită sau mulțumit. Lucrurile materiale văd că pentru tine nu prea contează. Văd aici foarte puternic pentru bărbați că aveți legătură cu o femeie cu un copil sau o femeie care are un proiect în desfășurare.
Mai văd aici pe cineva preocupat de un copil, de un proiect. Uite, în viitorul apropiat apare această carte între voi, Arcana Majoră, Diavolul, care vorbește despre o legătură cu zodia Capricorn, dar tare mult m-aș gândi că în următoarea perioadă urmează să discutați, urmează să analizați care sunt problemele dintre voi. Și văd aici că poate chiar veți și reuși să vă facem, să vă faceți ordine din acest punct de vedere. Văd o legătură toxică în viitorul apropiat, niște discuții care vor avea loc. Uite, pentru tine, regele de monede, din nou o legătură cu zodii de pământ, așa cum am spus, dar ești o persoană sigură. În viitorul apropiat, poate chiar vei dori mult mai multă siguranță din partea acestui om. El văd că în viitorul apropiat va studia ceva, va analiza ceva, poate chiar relația cu tine, situația în care se află. Pentru că, uite, omul ăsta în viitorul apropiat va găsi, da, o soluție, va lua o decizie. În inima lui va ști ce va alege, dar este important ca tu să te impui. Da? Totuși, nu simt aici multă seriozitate, adică unii puteți să aveți legătură cu o persoană mai tânără sau cu o persoană care se comportă într-un mod mai tineresc, mai adolescentin. Pentru că în viitorul apropiat, uite, justiția în mintea ta, tu vei vrea dreptate, tu vei dori să clarifici lucrurile, ți se va face dreptate, lucrurile vor fi bune. Doar că, uite, în viața ta personală, totul se va schimba radical. Cartea asta vorbește despre schimbare majoră în viața ta. Este ca și cum acest om vine către tine, îți oferă așa ceva, dar cumva mai mult îi se impune, cumva tu îi impui acestei persoane să facă un anumit lucru. Da? Impui acestei persoane să facă un anumit lucru. Hai să vedem totuși despre ce este vorba cu diavolul. Wow! Uite, este vorba despre o ceartă, despre gelozie aici, în viitorul apropiat, dar și despre o întâlnire cu multă pasiune. Pentru unii putem să discutăm despre niște mesaje pe care le primiți, poate despre o clarificare în legătură cu un lucru, da, care îți place sau un lucru care îi place acestei persoane. Mai văd și o a treia persoană, poate. Și uite, văd aici o schimbare legată de un drum, de o casă nouă, de o mutare. Cineva se îndreaptă către o anumită direcție. Hai să vedem ce îți oferă acest om. Ce-i cu asul de monede? Wow! Uite, e ceva legat de o nouă casă, da? Cu asul de monede sau ceva legat de un copil, ceva legat de un nou proiect. Este o noutate care vine către tine. Uite, e ceva legat de bani aici. O idee, o veste și ia să vedem pentru tine cum vor fi lucrurile. Uite, pentru tine va fi cu bine, va fi cu dragoste, va fi cu pace, cu iubire. Dar totuși văd că și ceva nu o să-ți placă în legătură cu un drum. Să vedem despre ce este vorba aici, că la un moment dat persoana asta va fi prinsă în niște activități. Da, este aici o problemă care e de mult timp. Omul ăsta oricum este în altă etapă, dar nu înțelege să se miște, nu înțelege să ia o decizie. Și uite, văd aici niște probleme care pot apărea la o zi sfântă, la o zi mare în viața lui. Uite, în viitorul apropiat, această persoană văd că va căuta aici să rezolve ceva legat de niște acte, ceva legat de niște bilete de drum, poate, sau pentru alții discutăm despre faptul că încearcă să găsească o soluție pentru a pleca de undeva anume și pentru a-ți face pe plac, pentru că tu vei impune acestei persoane dreptate, vei impune claritate. Și hai să vedem despre ce e vorba. Uite, pentru tine văd multă bucurie, mult noroc, văd foarte multă atracție pe care o vei avea,
multă bucurie, te vei simți sigură pe tine sau sigur pe tine. Da? Însă sunt niște probleme acolo. Ia să vedem. Da, deci dacă ești femeie, e de bine pentru tine. Și uite aici, totuși, e ceva la baza manifestărilor tale în viitorul apropiat. Parcă vei vrea parcă vei vrea să știi sigur, vei vrea o dovadă în legătură cu această situație. Să vedem viitorul vostru apropiat, relația. Uite, văd aici, nu știu, multă iubire, poate chiar vă faceți un cadou scump, vă iubiți, vă simțiți bine și văd aici, uite, oficializarea unei relații. Iar dacă ești o persoană singură, repet, apare cineva printr-o femeie cu un copil sau poți să cunoști pe cineva pe neașteptate, printr-o persoană din familie. Deci aici lucrurile se rezolvă. Vreau să iau și o carte din oracolul îngerilor să vedem ce trebuie să știi tu, care este mesajul pentru tine în acest moment. Care e sfatul pentru cealaltă persoană, pentru tine? Ți se spune așa, să rămâi optimist asupra iubirii vieții tale. Ți se spune că a gândi pozitiv și a rămâne fidel îți va aduce romantism, îți va aduce bucurie. Iar pentru cealaltă persoană îi se transmite faptul că are alături de tine o relație dintr-o altă viață. Simte că e ca și cum te cunoaște dintr-o altă viață și nu poate să renunțe la tine. Iar la baza pachetului e clar, avem suflet pereche și spune da, acesta este sufletul tău pereche. Simte aici să-ți transmit faptul că se vor întâmpla minuni în viitorul apropiat în această situație în care tu te afli. Este clar acest lucru. Uite. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.